Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Silviu și astăzi vreau să vă povestesc cum am vorbit pentru prima dată în direct la radio, chiar din studioul celui mai ascultat post de radio din România și mai exact Kiss FM. Pe lângă faptul că am vorbit în direct de la microfonul Kiss FM, am întâlnit și cu doi dintre cei mai mari comedianți ai țării și mai exact Ionuț Rusu și Andrei Ciobanu, dar și cu Ana Moga, care este o prezentatoare foarte îndrăgită, ce lucrează de mult timp în radio și iubește la fel de mult ca mine radioul. Ei mă cunoșteau pe mine pentru că de mult timp le tot trimiteam mesaje vocale pe WhatsApp, iar ei le difuzau pe radio, însă nu mă întâlnisem niciodată față în față cu ei. Într-o zi m-am decis să le fac o surpriză și totodată să-mi îndeplinesc un mare vis de al meu, le-am pregătit niște cadouri în formă de inimioară și am pornit împreună cu mama mea către locația unde au sediul. Când am ajuns acolo, ușile clădirii erau închise și nefiind invitați, nu aveam acces înăuntru. Dar le-am trimis un mesaj în care i-am întrebat dacă mă primesc la ei în studio pentru că vreau să le fac o vizită și mi-au răspuns, producătoarea emisiunii m-a sunat și am vorbit cu ea la telefon. După ce am discutat cu producătoarea modul prin care putem ajunge la etajul 10 unde sunt studiourile Kiss FM, Magic FM și Rock FM, am realizat că în foarte scurt timp va fi un moment foarte important pentru mine și pe care l-așteptam de mult timp și mai exact momentul în care mă voi întâlni cu trei persoane care mi înveselesc fiecare dimineață și care, atunci când le trimit un mesaj vocal, mă apreciază și mă încurajează și de aceea îi consider și niște buni prieteni. Am fost îndrumați către lift și cu mare emoție am urcat. În timp ce urcam, Andrei, Ionuț și Ana vorbeau deja despre mine pe radio, spunând faptul că în câteva momente vor intra în direct cu un ascultător fidel. Și haideți să ascultăm împreună ce au zis. Foarte bună dimineața cu Andrei, Ionuț și Ana. Yes. Foarte bună dimineața, 8 și 12 minute. Aveam în plan să discutăm o treabă, mă rog, ce ni s-a întâmplat nouă în weekend, dar planurile noastre au fost date peste cap pentru că avem un vizitator surpriză. Ne-a trimis mesaj mai devreme și ne-a spus că este la timpuri noi, adică aici unde suntem noi situați, și că este în fața sediului Kiss FM și că ne întreabă dacă îl primim. Dăm un indiciu? Păi depinde. A dat deja Andrei, a zis că îl primim. Deci e un el. Atât putem spune. Da, voiam și un foarte bună dimineața, atât. Mamă, ce indiciu, ai dat un indiciu de Ana la Ai Cuvântul, da, efectiv. Da, sincer, mult mai rău, mi se pare mai rău. Exact, ascultăm Faruco pe pas și o să intrăm în direct cu un ascultător foarte, foarte fidel. După ce am ajuns la etajul 10, am mai așteptat câteva minute în redacție să fim invitați în studio și în acest timp am văzut și studioul Rock FM, care este vecin cu Kiss FM. Nu puteam să cred că în câteva minute mă vor auzi peste 2 milioane de ascultători. Iar acum a venit momentul mult așteptat, momentul în care am intrat în studioul Kiss FM. Bună ziua! Bine v-am găsit! Un vis împlinit al lui Silviu, vă mulțumim mult! Salut, Silviu! Bună dimineața! Vă bucur! Andrei, pare bine, ce faci? Da. Ei, ce mă bucur că am ajuns să... Și noi ne bucurăm, dar cum de-ai venit? Hai, ia un loc aici! Ne-am gândit că dacă nu venim inopinat, nu ne primiți! Ce frumos! Eu știu că voi de obicei le băgați în seamă, adică nu... Le băgăm în seamă, dar cred că foarte multe n-am putea să le vedem. Da, da, uneori nu vedem mesajele, că vin... Vin multe, da. Dar uite că a fost bine astăzi, da, da. Ce tare. Oricum, să știi că ai fan și printre ascultători. Am auzit. Da. Era lumea care cerea... Da. Dar vreau să te o să te întreb pe live. Vreau să te întreb de unde ești, dar o să te întreb pe live, da. Nu-mi spune, să fie surpriză. Dă-i un indiciu.
30. Hai că mai 30 secunde, așa că trebuie să lăsăm și să intre cu o piesă. Păi da, dar o să facem în două intervenții. Să faci o intervenție, ieșim cu piesă. Ok. Vrei să ieșim cu bun rămas? O să mă gândeam că poate punem o piesă care îți place. Ai vreo piesă preferată? Nu știu sigur care să zic, am mai multe. Păi pune mai multe, dar ce una? Păi nu știu sigur. Da, ce faci? Nu știu ce faci. Ce știi că la tata de studioasă mai întâmplă și de asta. Da, 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 să nu fost serios. Gata, ați spus, da. Foarte bună dimineața, 8 și 16 minute. Sunteți pe Kiss FM și o surpriză extraordinară ni s-a întâmplat în această dimineață, pentru că v-am spus mai devreme, am primit un mesaj de la un ascultător de al nostru fidel, care ne-a spus: domnule, sunt în fața sediului. Și noi am zis: bă, nu e, Caterinca. Și i-am răspuns, Oana, producătoarea noastră mută, a coborât să vadă dacă chiar așa e. Și într-adevăr, chiar așa este. Și persoana care este acum în studio, venită de jos din fața studioului, este chiar faimosul Silviu! Foarte bună dimineața! Oh! Cine ești? Cine ești? Foarte Silviu! Bună... Asta e, foarte bună dimineața, sunt Silviu! Silviu, da! Păi trebuie să ne spui, spune-ne Silviu, exact asta, foarte bună dimineața, sunt Silviu! Foarte așa... bună dimineața, sunt Silviu! De unde ai venit, Silviu? Sunt foarte fericit că am ajuns aici la voi în studio și am venit de aici, din București. Ai, ești din București? Da, da, da. A, nu știam că ești din București. Păi da, sunt... Mamă, credeam că ești de undeva de departe și ai venit cu trenul, ai schimbat două microbuze. Nici chiar așa, cu metrou doar. E bine și așa. Păi și da. Ce făceai, Silviu, dacă noi nu vedeam mesajul? Că sunt foarte multe mesaje pe care le primim. Păi nu știu, am riscat un pic, dar... Dacă nu riști... Da, exact, știi, da. Exact. Da, Silvia, ai o voce foarte, foarte bună de radio. Da, mă mulțumesc pentru apreciere. Nu vi se pare că ba da. Sună foarte bine? Uite, aici Ana, care este o profesionistă în ale radioului, poate să zică mai bine decât mine. Mă bucur că... Ai o dicție foarte bună. De unde a început pasiunea asta ta pentru radio? Păi, prima dată îmi plăcea și mă gândeam să devin prezentator la televizor, la televiziune. Și apoi am început să-mi placă să ascult radio și atunci a venit și pasiunea aceasta pentru radio și mi-am dat seama că m-ar pasiona mult mai mult o carieră în radio decât în televiziune. Și pe la ce vârstă ți-ai dat seama că iubești radio? Pe la 10 ani. Tu acum având câți ani ai? 15. Mulți înainte. Da, Doamne, 15 ani, Silviu, și te auzi pe Kiss FM, bă, da, băiatule. Și ai scăpat de școală azi, băi. Da. Ai fentat-o puțin, da? Auzi, îți place cum te imită Ionuț? Da, foarte mult. Chiar mă amuză tot timpul. Da, putem face un duet așa între noi. Tu zici, foarte bună dimineața, sunt Silviu, și tu continui. Și tot așa, preluăm unul de la altul. Păi, da. Deci, foarte bună dimineața, sunt Silviu, și azi... Și azi nu am mers la școală pentru că am venit la Kiss FM. Pentru că acești DJ îmi fac viața mult mai frumoasă, cu energia lor pozitivă și cu muzica lor bună. Și cel mai mult dintre ei îmi place de... Zi, Ionuț, că nu mai am liniște niciodată. Aleg. Silviu, zi că îți place de el, că nu mai avem liniște după aia noi două luni. Bine, de Ionuț. Ai. Vezi cât de sincer a fost? Fără niciun fel de îndemn. Da, deloc obligat. Acesta este cel mai mare vis al meu, devenit realitate astăzi, să ajung aici în studioul Kiss FM, să fac cunoștință cu voi toți și să vorbesc la microfon. Și să știi că te auzi foarte bine, Silviu, vreau să-ți spun că ți-ai făcut și foarte mulți fani prin rândul ascultătorilor noștri. Am observat, da. Care de multe ori întreabă, bă, da, deci mulți oameni au întrebat dacă ești real, că mulți credeau că e Ionuț care imită un om. Așa că nu, uitați, Silviu este 100% real și este chiar acum în fața noastră. Silviu, ce artiști îți plac ție din România? Păi, Smiley, nu știu, îmi place Fly Project. Zi-mi o piesă care îți place, uite, zi-mi tu o piesă, alege o piesă care îți place și o să o caut chiar Raisa acum. De la Fly Project. Raisa. Mergem pe old school un pic. Ne întoarcem în 2005. Piese clasice. Exact. Păi da. Fii atent, hai să punem Raisa și dacă tu îți dorești să lucrezi la radio, te las pe tine să prezinți piesa, vrei? Da. Bun, fii atent, stai așa. Dar nu am, n-are intro, așa că va trebui să o prezinți fără intro. Fii atent. Da. Eu o să dau volum încet și tu să zici că la Kiss FM chiar acum DJ Silviu sau cum vrei tu să-ți spui, este pe zonă și mă rog, zi tu cu cuvintele tale. Eu sunt Silviu și vă prezint acum piesa care va urma la Foarte Bună Dimineața. Avem Fly Project Raisa, un cântec care ne va ridica mult happy metrul și ne va face fericiți în această dimineață, așa că Raisa de la Fly Project chiar acum la Foarte Bună Dimineața. Yeah! Încă o dată, soarele plinde.
Da, deci... Păi lasă, te la, uite, la ultima intervenție. Noi acum la ce oameni? Deci intrăm pe finalul Raisa, da? Acum. Da, stai, nu chiar acum. Păi nu, înțeles. Da. Mai stai un pic. Da. Pe 20, mă, neapărăm. Eu nu să știi că te-am văzut la te cunosc de undeva și... Serios? Mă plăcut foarte mult. Mulțumesc mult, să vezi ediția a doua. Hai că am niște mesaje. Pe... Eu cu voi, da. Da? Da. Prea avea șanse, dar mulțumim. Nu, eu cred că aveți. Să vedem acum, ce o fi. Nu suntem cântări. Îți place la Alexandra Stan, Silviu? Da. Uite acolo. Ce tare, am văzut-o și din jos. A, da? Da. Da, n-am vorbit, dar am vorbit. Da. Hai. Fly Project Raisa, piesa preferată a lui Silviu, care este astăzi pe la noi. Și apropo de astăzi, trebuie să știți, dragilor, că la Antena 1 începe Insula Iubirii. 5 perechi dau testul suprem al relației de cuplu, adică 21 de zile trăiesc separat pe o insulă izolată alături de 10 ispite. Se vor întoarce împreună sau vor pune oare capăt relației? Aceasta este întrebarea. Exact. Noul sezon începe astăzi, dragilor, de la ora 20:30 la Antena 1. Insula Iubirii, ne întoarcem cu Silviu. Foarte bună dimineața cu Andrei, Ionuț și Ana. Foarte bună dimineața, 8:24, așa cum vă spuneam mai devreme, faimosul, celebrul Silviu este la noi în studio după ce am făcut așa, am avut o relație la distanță, ca să zic, prin mesaje pe WhatsApp. Silviu, zile ceva oamenilor să te audă. Foarte bună dimineața, sunt Silviu. Uite, să știi că vin foarte multe mesaje pentru tine. Zice cineva, tare puștanul, a ales bine, mi s-a făcut pielea de găină cu melodia asta, energizant bun. Mă bucur că v-a plăcut. Stai așa că, uite, vin mesaje într-una și... Silviu, această melodie a stârnit mult, cu această melodie ai stârnit multe amintiri în mulți ascultători, garantez. Deci ai, ai ales într-adevăr foarte, foarte bine. Ai început bine radioul. Bun, super. Bravo, Silviu! Dacă aveți vreun mesaj pentru Silviu, bineînțeles, puteți să trimiteți vocal sau scris la 0722 20 60 20. Acum mi-am dat seama că piesa asta e mai bătrână decât este Silviu. Ea s-a lansat în 2005. 5, cred, cam așa. Și tu ai zis că ai 15 ani? 15 ani, deci în 2007 m-am născut. Deci ești variantă electrică. God. Ești de 2007, ești din asta. Mereu când am văzut, când văd copii născuți după 2000, mi se pare că sunt cumva, nu știu, variante din astea, hibrid, știi? Sunt varianta 2.1. Adică sunteți mereu tineri. Da. Nu îmbătrâniți niciodată. După 2000 ești mereu tânăr. Uite, Silviu, ce mi-ar plăcea să facem? Tu vrei să te angajezi la radio, nu? La un moment dat. Hai să facem un interviu de angajare. Da. Eu sunt șeful meu. Ok. Aș putea să limit, dar nu limit. Și tu ai venit la angajare, da? Da. Și eu zic, ok, de ce te-am chemat aici, Silviu? Ca să mă angajez la radio. Așa, să te angajezi la radio. Pe ce poți vrei? Pe Kiss FM. Nu, pe ce segment orar? Pe cine vrei să dăm afară pentru tine? Nu știu. Hai, zi acum, doi DJ, de încolo. Nu pot alege, nu știu. Hai mai zi, în afară de matinal poți să zici pe oricine. Că... Păi... Și din matinal în afară de Ionuț. Poți să zici pe... Da. Nu știu. Uite, Nico, vrei în locul lui Nico? Nu știu. Andreea Berghe? Poate. Sau să facem misiune cu unul dintre colegii noștri. Uite, poți da, așa. Uite, cu Nico sau cu Andreea Berghe? Cu Nico. Cu Nico, așa, pe intervalul 4-6. Și cât, cam cât ți-ai dori, așa, aproximativ, pentru început? Păi nu știu, cât doriți. Spune tu o sumă și zicem dacă mamă, avem... Mamă, Ionuț, nu te-ai putea angaja niciodată la HR. Exact, dar spune tu, dar zi tu, dar hai zi tu. Fii atent, Ionuț, de la Silviu, pentru tine, am eu o piesă care se potrivește foarte bine pentru un interviu de angajare. Ia uzi. Bun, și o să reintrăm cu piesa asta, mai stăm un pic de vorbă și o să te chem să dai reclame, bine? Noi o să avem pe Alexandra Stan invitată și să spui că după o scurtă pauză o să urmezi Alexandra Stan. Eu sunt Silviu, faci tot așa o prezentare cum ar veni și o să te chem eu aici la mine
Și o să zic eu pe ce să apeși ca să dai reclamă, bine? Da, da, da. Perfect. Și în direct îmi zici... Da, îmi zic în direct, da, da, da. Ok, zic. S-a întâmplat ceva? Voiam să mă asigur de ceva, pentru că la noi în desfășurător apare... Foarte bună dimineața, 8:29, sunteți pe Kiss FM și alături de noi este Silviu, Silviu Zitu, celebrul. Foarte bună dimineața. Foarte bună dimineața, sunt Silviu. Hey! Silviu, deci fii atent, în primul rând îți mulțumim pentru cadouri, pentru că Silviu ne-a adus niște cadouri. Da, da, și personalizate, nu știu dacă ai observat, sunt niște pliculețe în care este o poză cu Silviu și cu sigla Kiss FM. Foarte frumos, mișto, ești și foarte creativ. Și înăuntru se află câte o inimioară cu poza noastră fiecăruia și cu poza lui Silviu. O să, parte și pe da, o să postăm și noi imediat pe Foarte Bună Dimineața să vedeți exact. Să-l vedeți în primul rând pe Silviu cum arată și să vedeți că e real, că nu l-am inventat noi, și să vedeți ce cadouri ne-a adus. Silviu, care a zis că își dorește foarte mult să lucreze la radio. E da, foarte interesant, pentru că uite, tinerii de vârsta ta, el are 15 ani, tinerii de vârsta ta acum nu prea se îndreaptă spre radio. Vor mai degrabă să facă muzică trap, să din astea. Nu, nu prea îmi place muzica trap, mai mult la radio. Te-ai gândit să-ți faci poate un canal de YouTube sau știu am eu? Un canal de YouTube. Ai canal de YouTube? Da. Cum se cheamă? Păi, pot să vă zic? Da, cum da, să nu? Silviu N. Oficial. Silviu N. Oficial. Și ce vedem acolo dacă intrăm? Niște ce videoclipuri. Găsim? Am câteva momentan, o să mai postez. Am un film documentar despre Brașov. Despre Brașov? Despre orașul meu natal. Deci îți place da, la Brașov? Da, e frumos, da. Foarte frumos. Așa da, este. Cel mai frumos oraș din România. Are o istorie frumoasă. Am zis. Am zis. Deci mergi pe zona asta culturală și educațională. Da, cumva să fac și ceva util, adică ceva care să-i ajute pe alți oameni. Știi că e foarte frumos că un tânăr de vârsta ta are astfel de preocupări și e foarte frumoasă și pasiunea ta pentru radio și pentru oameni ca tine facem și noi asta. Da. Și vreau să, să vă mai zic ceva, că vreau să mulțumesc tuturor celor care îmi trimit, mă rog, vă trimit vouă la Foarte Bună Dimineața mesaje cu întreabă unde e Silviu, de ce lipsește în zilele în care nu trimit mesaj. Și na, e foarte frumos să simți că ești cu adevărat iubit și apreciat de un număr atât de mare de persoane și iată, asta e forța Kiss FM. Într-adevăr, să știi că nu sunt puține mesajele care vin atunci când da, am observat că când nu ești prezent cu noi. Chiar, dar ce faci când nu ne asculți? Păi nu, că eu vă ascult, dar nu vă trimit tot timpul mesaj. Că... A, păi ce radio asculți când nu ne asculți? Nu, nu mai Kiss FM. Păi Silviu, fii atent. Dacă tu vrei să fii DJ la radio, e foarte important să înveți butoanele. Și butoanele sunt astea da, toate din fața mea, ce vezi aici, monitoare și butoane și toate astea. Da, ca multe. Sunt foarte multe, într-adevăr. Da. Dar uite, eu vreau să îți fac așa introducerea și o să te rog să vii lângă mine și o să te rog să apeși tu butonul. Fii atent, stai așa. Eu mă ridic de aici, de la mine. Uite, vino tu în locul meu. Se întâmplă. Prima zi a începătorului Silviu. Prima zi de radio, nu se uită niciodată. Și nu la orice radio, e la Kiss FM, la numărul 1. Și acum trebuie să dăm pauză. Ok. Acum trebuie să dăm publicitate și Silviu se va ocupa pe butonul ăsta aici, de această treabă. Da. Poți să vorbești, Silviu, în microfonul ăla, e pornit. Zici tu ce vrei să da. Deci acum urmează publicitate, iar apoi Alexandra Stan vă va cânta aici la Foarte Bună Dimineața, pentru că este o cântăreață foarte bună, pe care o apreciez foarte mult, așa că un pic mai târziu va veni și ea. Până atunci o scurtă pauză de publicitate. Și trebuie să apeși Silviu aici. Ia. Yeah. Exact pe ăla verde. Ia, prima pauză de publicitate din cariera lui Silviu. Emoții puternice, hai, Silviu, hai. Publicitate! Yeah! Gata, premieră! Angajat! Da, cred că trebuie să dau cu mouse-ul de pe laptop și... Merge și cu mouse-ul! Da, și cu mouse-ul! Bravo! Hai, că e bine, da, da! Îmi place foarte mult, sunteți, nu știu, mai deosebiți, așa, nu știu. Un pic mai deosebit. Ok, ce avem noi, frate, nu știu, multe glume, energie bună.
Și cum ziceai tu, cei mai buni comedianți din țară? Sau? De la emoții am uitat din complimente, dar să știți că vă ridică în slăvi. Mereu trebuie lăsat ceva și pentru data viitoare. Exact. Și asta tot acum. Da, exact. Bine, păi te mai așteptăm. Silviu. Vă mulțumim din suflet. Mersi că ai venit. Și eu. A fost superb. Mi-a fost bine. Vă pupăm. Și eu vă pup. Și noi vă mulțumim. La revedere. Mi-a părut bine. Prezentare, dragi, mă bun. Da, o să a fost vacanță și m-am trezit bine. Mulțumim. După ce am ieșit din studio, fără ca noi să știm, când s-au întors în direct imediat după pauza de publicitate, au mai vorbit despre mine și iată ce au spus. Foarte bună dimineața cu Andrei, Ionuț și Ana. Yes. Foarte bună dimineața, 8:40 de minute. Înainte să dau cuvântul Anei să ne spună ceea ce urmează să auzim, vreau doar să vă citesc un mesaj care a venit după ce a plecat Silviu de la noi și pe care el va auzi probabil diseară când va asculta podcastul și îl va reasculta. Sunt convins că va asculta, cum am face-o fiecare dintre noi, de cel puțin câteva sute de ori, faptul că a intrat în direct la radio. Și cineva ne-a trimis un mesaj și ne-a spus: foarte frumos ce faceți pentru Silviu. Tocmai ați dat impulsul care îl va face să continue până își va atinge idealul. Despre asta este viața, despre asta este Kiss FM. Felicitări! Kiss FM este despre emoții, în primul rând. Și, mamă, ce frumos, ce mesaj drăguț! Toate acestea s-au petrecut pe data de 2 mai 2022, o dată pe care nu o voi uita niciodată. Acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă aștept și data viitoare. Vă pup, pa, pa!